Binecuvântat fie Domnul care zilnic ne poartă poverile. Amin. Ce minunat Dumnezeu avem, dragii mei, încât se apleacă spre noi, spre fiecare. Poate cei tineri se gândesc sau poate chiar nu au poveri. Fie ele că sunt mai mici, fie că sunt mai mari, Dumnezeu se pleacă spre noi și este în stare să ne poartă poverile, oricât de mari ar fi ele. Acesta este Dumnezeul adevărat, Dumnezeul cel viu, care ne-a promis că nu ne va lăsa niciodată. Al treilea patriarh al Sfintei Scripturi, este vorba despre Iacov. Scriptura relatează că a avut 12 fii, 12 băieți, și printre altele spune că a avut și o fiică. În această dumneavoastră aș vrea să privim la câteva exemple din Sfânta Scriptură, unde poate să ne ducă o privire care nu este la locul ei. La moarte sau la viață. În Geneza, capitolul 34, ne este redat faptul acesta că Dina, fata lui Iacov, spune Sfânta Scriptură, că după ce Iacov s-a așezat la Sichem, a ieșit și ea să vadă fetele țării. Nu a mers cu gândul să vadă băieții țării, feciorii țării. Spune, a ieșit să vadă fetele țării. Dar vedeți, dragii mei, cum este în lumea aceasta. Poate că la început intenția nu e chiar ea. Dar diavolul atacă din toate colțurile, din toate unghiurile. Și știm ce s-a întâmplat cu ea. Și aceasta a costat-o mult. A costat mult pe familia lui Iacov, a costat mult pe poporul care trăia în locul acela. Și nu oricine s-a uitat la ea, dragii mei. Spune că s-a uitat prințul acelui loc. Sihel, despre el este vorba. Viață și moarte la o privire distanță. O scurtă privire. A ieșit să vadă fetele țării și vedem ce s-a întâmplat. Un alt exemplu despre viață și moarte la o privire distanță, când Dumnezeu îi spune lui Avram ce vrea să facă, vrea să nimicească Sodoma și Gomora. Și atunci Avram încearcă să ia apărarea și încearcă să spună: Doamne, Tu ai să omori și pe cel bun împreună cu cel rău. Nu-ți pasă de oameni. Și Dumnezeu care de acord și spune, dacă vor fi așa, nu o să nimici cetatea. Și mijlocește Avram de 5 ori și în Sodoma nu se găsește nici măcar 10 oameni buni, dragi mei. Este mare lucru. Și atunci, Îngerii lui Dumnezeu îi spun lui Lot și familiei lui, ieșiți și scăpați-vă viața la munte. Dar să nu vă uitați înapoi. A costat-o moartea pe soția lui Lot, pentru că inima ei, sufletul ei era legat de ce a rămas în urmă. Ea mai rămas fiice, gine, i-a rămas avere, turmele de animale, sufletul ei a fost legat de cetate și Sfânta Scriptură ne spune că s-a pretăcut într-un stâlp de sare. Un alt exemplu care l-a costat moartea pe un anume Acan, când Dumnezeu îi spune lui Iosua, spune poporului să nimicească tot, să treacă pe deasupra țișul săbiei și să nimicească tot, să nu ia nicio pradă de război. Acan a mers la luptă și a sfârșit toate atribuțiunile, dar n-a ascultat până la capăt. Spune Sfânta Scriptură că Acan a văzut o manta de șiniar, nu știu ce înseamnă șiniarul, egalul, tergalul sau jumătății din ziua de astăzi, probabil a fi fost ceva material scump. Dar, a fost tentat. A văzut ceva argint, a văzut ceva alb și a spus, acum e momentul. Acum a dat eu lovitura mare, nu se știe nimeni. Așa e, dragii mei, păcatul. Numai de data asta, când doar nu mă ascund, nu mă vede nimeni. Așa subtil vine diavolul și se strecoară
coboară în inima și în ființa noastră și la urmă ne coastă viața. Viață și moarte la o privire distanță, doar cât am privit. Și ne-a sfârșit și judecata lui Dumnezeu a fost dreaptă pentru el. Un altul care, exemplu care l-a costat viața, este Samson. Samson spune Sfânta Scriptură în Cartea Judecători, căci a fost băiatul, copilul promis de Dumnezeu familiei sale. Dumnezeu l-a dotat cu tot ce avea nevoie. Nu știu dacă în ziua de astăzi se mai găsește un om atât de viteaz, de puternic, cum a fost Samson. Spune că cu o faltă de măgar a omorât 1000 de filisteni. Spune Scriptura că a fost în stare să ia porțile cetății, cu stâlp tot, se ducă în munte. O putere extraordinară. Cu toate acestea, a văzut că este atât de binecuvântat. Și a știut legea Domnului, că nu la întâmplare a fost pus în fața poporului. Dar când a coborât la Timna, spune Scriptura că acolo a văzut o fată. Și mergând acasă, i-a spus tatălui și mamei sale, am văzut la Timna o fată, luați-mi-o că-mi place. Cu toate că părinții au spus, nu se cade, nu se potrivește. Luați-mi-o că-mi place. Și aceasta l-a costat moartea. Dragii mei, nu numai atunci s-au întâmplat treburi din acestea. Și în ziua de astăzi sunt tineri noștri care, băieți, fete, care parcă lume, fetele sunt mai frumoase, băieți sunt mai altcumva, ca și în casa Domnului. Și le fug privirea și, ai, tată, că e frumos. Vreau să vă spun, e băiat bun, nu fumează, nu bea. Ba, o mai avut și bunică pocăită și nu-i străin de calea Domnului. Acestea sunt, dragii mei, cuvintele care le rostesc tinerii noștri. Să știi că nu, apoi nu sunt eu primul care... Vreau să vă dau un exemplu, zice că între un credincios, un necredincios, credinciosul stă pe masă și dă mâna cu cel necredincios. Și încearcă ei să se... ridice, să se tragă unul pe altul. Cum credeți dumneavoastră că care are mai mare șansă? Cel de pe masă să-l tragă pe cel de jos? Cazul extrem de rar. Trebuie să fie pregătit bine. Cel de jos, doar o zbăcitură și o căzut. Așa este, dragii mei, și în privința aceasta. Domnul să ne dea înțelepciune, să ne păzească și să mergem pe calea Domnului, să nu cochetăm cu cel rău, căci cel rău, spune Scriptura, că pândește ca un leu, răgnește și vrea orice chip ca să ne vină. Să fim tari și statornici pe calea Domnului. Și un ultim exemplu din Noul Testament aș vrea să dau tot despre aceasta, când înainte ca Domnul Iisus Hristos să fie judecat și să fie răstignit, a fost cu ucenicii pe muntele Bătrânilor, prin Ghetsemani, și Mântuitorul le-a spus ucenicilor, o să aveți un prilej de potinire în mine în seara, în noaptea aceasta. Pentru că Fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege. Și Petru atunci îi spune, Doamne, nu știu ce fac ceilalți, Matei, Toma, ceilalți apostoli, dar eu merg și la moarte cu tine. Și a arătat totuși curaj, atunci când în vremea Ghetsemani a venit să-l prindă, a scos sabia și a fost primul care să se lupte. Dar peste puțin timp, când urmează pe Domnul Iisus, acolo stând la foc, privind la Domnul Iisus, în fața unei slujnice, ajunge să tăgăduiască. Ajunge să se lapede de învățătorul lui.
Atât i-a fost curajul, până la un moment dat. Dragii mei, ce aș dori ca să înțelegem din toate aceste exemple, fără de puterea Duhului Sfânt, fără puterea lui Dumnezeu, nu putem face nimic. Cu toată străduința noastră, pentru că suntem țărână, ceea să cerem putere din partea Domnului, Doamne, dă-ne putere să călcăm pe urmele tale. Și Domnul este bun și o să se îndure de noi, pentru ca ținta noastră finală să fie Raiul Său. Domnul să ne ajute.